Ați venit la un nou video. Astăzi o să facem Limited Challenge Cosmo Unleashed. O să începem din prima... Na, o să jucăm pe contul mare, că aici avem mai mulți eroi în cască de trupie. Ok. Oh, shit. Iar apăs pe butoane care nu ar trebui, pe care nu ar trebui să le port. Începem cu bossul Lexul ăsta de Mysterious Youth. Ia să dăm puțin sunet, nu știu, eu nu aud nimic. Cred că o să jucăm cu... Am jucat astăzi, mai devreme. Și o să punem un healer. Două secunde. Pac, pac. Și un tank. Bun. Ia să vedem noi ce facem aici. Să fim atenți să nu pierdem vreun erou. Avem stunner, avem healer, cred că și self healer. Ok, ăsta văd că și ia cam mult damage. Okay. O să încercăm să nu mai folosim acum niciun spell. Vrem să intrăm. S-ar putea să trebuiască să folosesc chiar să pun test. Gen să mai fac, o să-și primească heal-ul la final. Ok. Și tot să intre cu putere. Mă, frate, dar ce trebuie cu fire-ul ăsta? Trebuia să-i dau un stun. Și-a luat heal. Ok, bun. Alu, nu și-au luat... Ia să dăm heal-ul, nu cumva să-l pierdem pe ăsta nou. Nu prea am mers cum îmi doream. Ok. Ia să dăm iar un heal. Ok, și-a luat ăla stun. Mai este parcă unul, nu, da, uite, bravo. Trebuia să dau mai târziu, da, hai să e mai greu până să-i nimerești pe toți, gen, să aliniezi acolo frumos. Ia să dăm mai în spate, poate și au ia mai mult damage. Wow. Să dăm puțin și la ăia din prima linie. La țanc. Așa, să-i batem pe ăștia din prima linie. Ăștia sunt mai greu de omorât. Ăia din spate sunt mai squishy. Dar dau mai mult damage. Ăștia ne împiedică să ajungem la ei. S-a mișcat puțin. Ce heal frumos acolo la final. Să le dau heal amândoi, heal-ul iar, frumos. Hai că începe ăștia, îți dă parcum din ce încă mai tare. Pac. Ok, cam gata. Bun. Am terminat primul stagiu. Ok, mergem la partea a doua, challenge, fight, la fel o să fie tank, tracker pentru stun și healer. Ok, puțin probleme la internet. Let's go, boy. Ok, am mers, sper să nu avem probleme. Așa, să fim atenți. Ia să vedem pe auto. N-am încercat niciodată pe auto să văd. Ia să vedem cum e. Alul, am crezut că
turnul ăsta e a nostru, de aici din stânga. Sau e a nostru? Da, e a nostru loc. Putem că-mi fel de șobola. Wow. Merge ok. În modul auto. Numai că na, eu aș fi riscat puțin mai mult acolo. Poate pierdeam dacă riscam gen să îi dau heal-ul ăla nou. Fac, aici nu mai dădeam. Ăștia o să dea, cred că, cu puteri până la final. Nu a heal-ul, sper să-mi dea overheal, gen, că nu sunt deja plin să dea iure. Dar din păcate sunt. Ok. A, dragonul ăla cred că e cu noi. Și nu, nici dragonul nu e cu noi, frate, Jesus. Doi de aia mari. Ok. Cred că o să fac doar câte 3 challenge-uri de astea, 3 stagii, pentru că durează destul de mult. Momentan avem 7 minute și cam am intrat din match în match, din match în match. Asta se dau skip. Și încă nu s-a terminat. Winning. Winning chicken dinner. Ok, mergem la următorul, la stagiul 3. Ok. Avem grijă. Am dat heal-ul cumva s-o pierd pe prima tonă. Stun. Damage. Hai, prima dona, așa. Ok.
Fucking Cristi, doamne. Ah, reinvie fraierul. Deci asta e spell-ul lui, reinvie. Bă, băiatule, cât dă fraierul asta. Bine, bă, Starly! În sfârșit l-am terminat și pe ăsta. Ok, salutare. Mergem la nivelul 4. Hop. Să selectăm eroi, la fel tank, grăsuța și cu brotăcelul. Așteptăm să... Ah, băiatul. Ok, aici momentan a fost destul de ușor prima parte. Mă focusez pe partea stângă, dar hai să dau stun la ăsta aici în dreapta. Ok, aia ar trebui să moară cam toți de acolo. Ok. Destul de simplă, prima, așa, a doua parte. Așa. Așteptăm să vină tot să se adune frumos în range. Dăm stun. A, lol, și-a luat deja asta. Da, mai dăm cu niște spell-uri. Ok, eroul i-a murit. Oh shit. Bine, bă, bine, super ușor, aș putea zice, față de nivelul 3, doamne, ăla a fost nasol de... Mergem la nivelul 5, să mutăm chestia așa în lateral. Echipa ar veni așa. Stanul de... Unde e healer-ul, frate? Grăsuța și cu... Healer-ul. Ok. Ăla e grifonul. Nici nu m-am uitat. Normal ar fi trebuit să stau să citesc, să văd ce face grifonul. Important este să dai stun mult lui Shade. Prima parte, decentă. Unul mort. Alo, l-am tras pe unul. Ok. Unde a apărut încă o clonă de alu Shade. Dacă nu se întâmplă ceva major, destul de ok și partea a doua. Nice, mamă, dar față de nivelul 3 m-a traumatizat. Era gen super greu de făcut. Ok. Unde e Shade? N-am, acolo n-are nici rost. Cred că urmează din Fortnite neapărat. Ok, da. Wow, 3 Shades. Da. S-ar putea să moară. Wow! Super easy și ăsta. Mamă, super tare.
Mergem la următorul nivel.